Și am făcut mâncava și gura voastră urticare acută, am mâncat. Ce credeți că s-a întâmplat? Am lăsat cheile lui Dan și lui Maria, că atunci când am plecat noi la Iași, cât am stat 4-5 zile, cât am fost plecat și la Târnăveni, să ai de grijă de pisică, să-i dea de mâncare, să nu știu ce să astea. Mâncava și gura voastră, când am venit, nu mai era curent. Dar trebuie să mă duc la pana, o să dau. Noi ce avem în casă? Că nevasta mea mâncava și gura voastră, nevasta mea nu mănâncă, nu știu cum e la alții. Nevastă mea nu mănâncă icre negre, icre galben, icre verzi, ciuri manciuri, belimie, ciuri mili, ciuri mili alea. Nevastă mea, dacă îi cumperi jumătate de calup de parizer și o pugă de aia de crembuști, n-aveai treabă. Am mâncat o săptămână pe sufletul lui tata, dacă vă mint, mirosea, stăteam în sufragerie living pe canapea, mirosea și că făcea la cuptor vită cu miel, împremenită în capră, în vițel, în căprioară, în foietaj, în foie gras, cu dalea cu nebunii, când venea pe masă cu crembuști. Să moară familia mea, dacă voi minți cu ceva, pe sufletul lui tata. Dacă n-am mâncat o săptămână, numai crembuști. Atanca. O, păi! Numai crembuști. Pe sufletul lui tata, dacă am mâncat, numai crembuști. Atâta am mâncat, numai crembuști am mâncat. În continuu, 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 continuu. Parizer crembuști, parizer crembuști. Lua crembuștii frumos, punea așa. La 1-3 crembuști, la 1-3 crembuști, hopa ketchup, hopa muștar, jumătate de pâine, ia de mănâncă băiatul. Și mâncăm toate bune și frumoase, băieții mei frumoși. Ce credeți? Când ne întoarcem acasă, nu aveam curent. Ce îi spun nevastă mea, mă, femeia lui Dumnezeu? Nu a fost curent, da? Da. De când a fost curent? Pe când a fost ultima dată Dan cu Maria să viziteze casa să vadă? Păi două zi. Bun, cât au fost afară? 40 de grade. Bun. Dacă afară au fost 40 de grade, frigiderul nu a avut curent, da? Că frigiderul nu poate să meargă fără curent, da? Ce s-a întâmplat cu mâncarea din frigider? Nu s-a stricat, domnule. Nu s-a stricat, domnule, e bun, crembuște, e bun. Ce mâncăm? Mâncava și gura voastră? Ce mâncăm? Crembuști. Îmi pune să mănânc crembuști, să moară familia mea, am început să mă mănânce în seara aia pe la floci, pe la cur, uite așa mă scărpinam în continuu. Îi ziceam, iubire, mă mănâncă pielea, fă baie. Îi zic, mă mănâncă rău, dator, nu m-am mâncat în viață, fă baie. Păi da, am făcut, fă baie. Zic, mă, femeie, rău Dumnezeu, mă mănâncă rău, dator, pe la cur, pe la și uite așa, în continuu mă scărpinam, pe la sub braț, pe față. Când mă uit a doua zi, capul atât să moară familia mea, bube la sub braț, bube pe mine, bube în palmă, bube pe talpă, bube în cur, bube în cui, bube pe cui, bube pe moroi, bube la mamaia pe șosloi, bube pe cimpoi, bube pe lăboi, bube peste tot. Îi zic că nu e bine. Uite ce pete am pe mine. N-ai mă nimic. O zi, aveam în palmă pe sufletul tata, dacă vă mint, un Y așa, vânăt. Aveam Y, dar gros așa, vânăt în palmă. Nu puteam să fac așa, că mă durea. În fine, stați să vă arăt, că n-am arătat deloc. Stați să vedeți ce aveam pe mine. Deci am fost, n-am arătat, era rău, pete pe față. Și mă transformam în gentleman. Stați să vedeți acum mâncavașul. Uitați-vă ce aveam pe mine. Uite bube, mâncavașul la voastră. Uitați hal de bube. În fine. Omul bubă. Așa, bube pe sub braț, palea până știu. Trece o zi, trece două zi, trece trei zile, face Adriana, hai la spital. Face hai la spital. Mă duc la spital, mâncați-și gura ta. Mă primește la spital acolo online, offline. Domnul Neagu mă răsună, se începe să-mi ia... Bă, dar eu când am norocul, de fiecare dată când mă duc la spital, dar nu mă primește, bă, și pe mine un doctor de la, știi? Nu mă privește și pe mine un doctor, să vină un doctor, doctorul Vasile, care are 75 de ani la spital și face așa, dă-i mă să iau un sânge la copilul ăsta, atras direct, gata, primește mostra asta, ia să vedem ce are. Nu mă, dă un mirel de ăla, face, strânge-te mă de mână așa. A dracu de vene dacă o găsesc. Iese rola seringa pe aici, îmi bagă seringa pe aici și iese pe partea cealaltă, face, a, nu, scuze, sunt greșeală. În cotă mi iese seringa așa, mi iese acolo. A, scuză-mă, că nu prea am greșit. Iartă-mă puțin. Îmi umplă toată mâna, dar sânge, să n-a început așa, nu... Umblă cu alea așa, în fine, e jale.
Bine să-mi ia respirația, mâncava și gura voastră. Cu un aparat din ăla care se pune pe deget, ați înțeles? Să vadă ritmul, să vadă tot. Și acum ce fac eu cu aia? Îmi pune aia pe deget și fac așa. Ce face doamna doctor? Ce faci, bă, prostule? Ai uitat să respiri? Respiră, bă, dreacu, bă, prostul dreacu care ești. Ce credeți, mă, cava și pula voastră mi-a pus aia de respirație și eu ținea respirația, bă, trăi, bă, familia voastră. Și crește, nu mai avea ritm să moară familia mea dacă te mint. Am uitat să mă respir, mi-a pus aia și stăteam așa, nu știam ce să mai zic. Stăteam așa, nu știam ce să mai zic, știi? Ce să mai spun, mă, băiatule? Eram așa, nu știu, știi? Am uitat să mă respir, știi? Da, ce bun e asta lui Pană, să moară familia mea, susținerea asta la camera lui Pană, dar m-a nelocit. Am luat-o cu 20 de ani de la Pană. Ia uita să vede camera într-o parte. E tal de racu, ce ești, trebuie să iau altă de asta la camera. Așa. Deci n-ai, mă, mâncați și gurata. Face ce ai mâncat? Crembuști. A, de la aia, de la crembuști. De la crembuști este. Mă duce, haide să te vadă și puțin, doamna doctoră. Era un băiat acolo care mă cunosc, eu știi, care mă ajută. Haideți să vorbești puțin cu doamna doctor. Mă duc acolo, mă. Ia puțin o pe scaunul ăsta. Mă pun pe scaun, începe asta. Deschide gura. A. Face, da, ai apnee și deviație de sept. Mă, ce pula mea, am venit aici cu o bolă și plec cu 35. Dă un pula mea de treabă. Și zice, îi zice doctorul ăla, lui fata aia, băi, femeia lui Dumnezeu, de dracu că ăsta e cu urticare, vezi dracu, dacă e umflat încă tu zici că are apnee și deviație de sens, s-a venit cu urticare acută și pleacă cu 55 de boli. Ce dracu, este la promoție, la spital? Eu m-am dus la fata aia cu urticare acută să vadă dracu dacă m-a umflat dracu, dacă mi s-a umflat, dacă am pete pe gât, dacă am pete pe alea, m-am dus. Aia se dă, face, da, ai apnee, cred că-s forăi. Zic, da, dar eu am venit cu urticare acută. Zic, ce dracu, m-a operat apendicită, ce dracu. Așa, în fine, îmi face fi și aia mâncață de externare, așa, nu știu ce. Când am auzit trei bar familia voastră, direct, ce credeți că mi-a dat să mănânc voi? Fără sare, fără aia, fără cartofi, fără carne prăjită, fără prăjeală, fără aia, fără aia, fără. Când a văzut nevasta mea, că nevasta mea e cu sala cu de-astea, maestru păcăleliul care făcea. E bărbatul la regim! O să salvez, măi! Îmi făcea nevasta mea trei bar familia voastră să mănânc zeamă de orez. Ați mai mâncat vreodată în viața voastră zeamă de orez? Bă, zeamă de orez, să-mi plac pula dacă zeamă de orez. Deci nevasta mea, dacă îi spune un vreo doctor ăsta moare, păi să mănânce zeamă de orez, 5 ani nu mai am dat să mănânc. În pula mea aer, vine cu aerul la pachet, face, uite, 200 de grame de aer, iubitul, mănâncă, că așa trebuie. Bă, deci n-ai cum cu nevasta mea, n-ai cum cu aer. Deci mi-a dat să mănânc, deci bă, am înnebunit. Am înnebunit, mă, ești nebun la cap. Mi-a făcut ciorbă, supă de țelină cu morcovi, fără nimic în ea. Deci dacă vedeți cum era, ciorbă de... Nici porci nu mânca. Nici porci nu mânca să mură dacă vă mii. Nici porci nu putea să mănânce ciorba aia. Deci până ce chinul am trecut zilele astea cu urticarea asta. Ce chinul am putut să trec, ce pete aveam pe mine, ce mă mânca, ce alea, ce nu știu ce. Și făceam numai așa, făceam în pat. Mamă, ce rău mi-e. Făceam numai așa, aolo, doamne, ce rău mi-e, ce rău mi-e. Asta mai trecea cu mătura. Etal dracu, ce ești? E al dracu, iar ai lăsat bluza asta aici. Al dracu, ai lăsat. Ziceam, bă, femeia lui Dumnezeu, lasă-mă în pula mea să mor. Lasă-mă, te rog eu frumos, să mă bag în coșciug așa lângă mama aia, de să mă bag așa. Lasă-mă, dracu, măcar să mor și mă cerți după aia după ce mor. Lasă-mă, dracu, să mor. Lasă-mă să respir și eu să trăiesc eu. Lasă-mă să mor și mă cerți după aia trei țarfe. După ce că mor, mi-e rău, dar nu mai pot. Mănânc zeamă de orez. Mă doare mâinile, mă doare picioarele. Lasă-mă, dracu, să mor și mă cerți după aia. Mă certa și când mi-era rău, eu dată să mor și asta mă certa în continuu, mâncava și mea. N-am văzut în viața mea așa ceva. Ferească-se Dumnezeu. Lasă-mă, dracu, să mor, lasă-mă să trăiesc și eu, femeia lui Dumnezeu, lasă-mă să trăiesc. Era odată ștergea, bă, să mor dacă... Ia uitați-mă. Era aici, mâncava și gravată în cameră. Ce s-a întâmplat, mă, cava așa? Catapultă să mură. Vine chat. Vine și spune, ascultați aici. Hai, iubito, să terminăm studio, să-ți termin studio, să terminăm unde-i studio.
Hai că șterg eu pereții de vopsea. Ia, știi? Ia zice. Hai că șterg pereții de vopsea. Și începe chat. Începe. Ia uitați-vă. Hai, iubitul, să șterg pereții de vopsea. Hai că te ajut eu. Al dracu ce ești, dă și tu acolo, nimic nu faci, al dracu ce ești, stai degeaba, al dracu ce ești. Ce bărba mea l-a... Băi, nene, mă, să moară. Băi, frate, lasă-mă. Și când o văd că face așa, mă duc în cealaltă cameră, după aia vine, face cu altă cameră aia, plec în altă cameră, vine și în cameră aia, mă întorc înapoi aici. Aia e singura soluție, mă, cabaj dumneavoastră, că n-ai ce să faci. N-ai ce să... Asta e singura soluție, ce? E singura soluție pe care... Vine, îți comentează aici, plec în cealaltă cameră. Vine în camera aia, îți comentează acolo, pleci în altă cameră și tot așa mă încabaci gura voastră. Cel mai bine. Cel mai bine, ce să mai? Nu? La ce dracu? La ce dracu ceat? Pă bune zic, lasă-mă dracu să trăiești și eu, pă bune. Până faci, ce să faci, mă, ce să faci, ce să faci, ce să faci? Ca așa făcea și mama, mâncați și gura ta, bă, da. Bă, late, late. Când mă puneam, veneau vecinii. Eu mă rugam să vină vecini, să vină musafiri acasă, că mă puneam, uite așa mă puneam pe scaun și făcea. Oh, băiatul meu. Oh, ce băiat am. Oh, ce băiatul meu, băiatul meu. Băiatul meu. Băiețelul meu. Oh, băiețelul meu, ce băiat am. Când pleca, la revedere, când plecau musafirii, deci mă rugam, stăteam, uite așa, tremuram. Hai că noi ne ducem, că avem treaba acasă, făceau vecinii. Vă rog frumos, mai stați cu noi, mai o ciorbiță, o ceva, o perișoară, mai stați, vă rog frumos, că când plecau musafirii era... La revedere, mâncava jura voastră.